Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu niște noutăți bune pentru cei care au făcut înregistrare pe site-ul Spheroid Universe. Tocmai 3 ani în urmă, acum acele monete care ni s-a promis că vor fi date pentru retragere, 1500 de monete la prețul de $150, acum se primește că peste 3 ani așa și se s-a întâmplat. Deci cursul la monetă acum este în jur de 10 cenți pe CoinMarketCap la monetă dată și putem face retragere dacă suntem calificați pentru acest lucru. Deci cine a fost înregistrat, intrați în cont și apoi intrați în My Account. După aceea trebuie de intrat în direcția Kick Airdrop și de făcut verificare. Eu deja am făcut. Vedeți că felicitări, ai trecut verificare. Tătă zi, ugrăiesc, deja n-am voce. Cum facem verificarea? Deci ce trebuie deplasat copia la buletin sau la pașaport în primul spațiu. După aceea, la etapa a doua, ni se propune să facem verificarea feței prin camera telefonului sau prin camera calculatorului, trebuie de făcut cum ei spun și în final trecem verificarea. După ce reînnoim pagina apăsând pe Kick Airdrop, aici deja ne apare suma care putem să o retragem. Deci la mine 2000 de monete, din care cauză pentru că am două persoane care au mai trecut și ei verificarea pentru fiecare persoană invitată de noi. Dacă aveți referale, vedeți, dacă ei au făcut verificarea, ni se dă 250 de monete. Și am două persoane care au trecut. Și de ce am 2000? Deci două persoane, 250, 500. Șamele pentru verificare, 1500. Deci eu am 2000 de monete care pot să le retrag dacă mă ridic la nivelul 10. Deci eu am nivelul 9 acum, mai trebuie un nivel să ridic, pentru că de la 10 este posibil de retras. Butonul se face verde și se va putea de retras aceste monete. Unde ridicăm nivelul? Deci aici, uitați, este activitatea mea. Unde este cu verde, pentru ce ni s-a dat câte un bal. Deci citiți ce se poate de făcut pe acest site. Deci diferite sarcini trebuie de făcut. Minim 10 sarcini să fie la noi cu verde. Și atunci noi avem posibilitatea de a retrage. Alt moment că moneta este pe CoinMarketCap, mult spune, 3 ani proiectul se dezvoltă, deci el deja n-are cum să se închide. Monetele treptat cresc în preț. Deci erau 5 cenți, au fost și 20 cenți, 2 săptămâni în urmă. El scade. Deci, în realitate, posibil că când o să faci să fie nivelul 10, la voi acele 1500 de monete vor fi $300, ca exemplu. Poate și mai mult. Deci, dacă doriți $150 să scoateți, faceți verificarea. Nu doriți, deci aceea cine a fost înregistrat. Acum nu se dă airdrop, acum a ajuns pentru ei posibilitatea de a face plată, căci inițial ei n-au făcut, cred că să nu fie cursul la monetă aruncat cu totul în jos. Dar acum, când el poate și a ajuns la 10 cenți, cum au promis și ei inițial 3 ani în urmă, deci atunci spuneau că 1500 de monete, $150 vor fi, în realitate așa și se primește, acum că el are așa un curs. Ce se mai poate făcut pe acest site? Intrați, studiați. Deci el este în tema care acum este în hype, Meta
Universal, PCS Site, Spati Comparat, Spati, care se pot da în arendă. Eu am 17 spații ce cumpărate, dar ele costă. Deci uitați, am un spațiu în New York, de pildă, el costă 24.000 de monete, deci asta e $2,400. Deci în sumă am de 70.000 de monete cumpărate aici, spații undeva. Toate 17, dacă le adunăm. Eu când am invitat oameni, am primit pentru fiecare și atunci nu era posibil discos. Dar m-am gândit la viitor și am investit în locuri. Și locurile acestea pot să le vând de 3 ori mai scump acum, dacă vor fi cumpărători. Până când proiectul se dezvoltă și treptat, eu cred că mai bine de ținut aceste locuri pentru a le da în arendă. În acest spațiu, dacă o să apară un doritor de a plasa careva simbol Meta în spațiul meu unde am eu ocupat, pentru asta voi primi bani. Deci în spațiul virtual tot se poate de dat în arendă. Așa ceva va fi. Acum tot merge spre ce, chiar și Facebook s-a schimbat denumirea din Facebook în Meta, anume că tot merge spre ce, că lumea va fi tătă în spațiul virtual de grabă. De asta merge trendul acum în viitor și site-ul acesta de 3 ani în urmă, că știut că așa ceva va fi, început să dezvolte tema dată și eu, cum s-ar spune, eram în trend. Câte ceva am reușit să brunez. Dar principalul ce am vrut să spun acest video de airdrop, cine a participat, intrat aici în contul meu, pe urmă în direcția kick airdrop și faceți condițiile care am spus. Când o să aveți nivelul 10, o să puteți să retrageți cele monete, principalul o să le puteți retrage, pentru aceasta trebuie să fiți verificat. Verificarea nu e complicată. De invitat acum, nu știu dacă se poate, voi avea în ba în descriere link-ul meu cu care am invitat înainte. Vom vedea dacă el mai permite de înregistrat. Puteți să vă înregistrați, cine nu s-a înregistrat atunci, dar nu cred că ceva să mai dea. Poate că vor fi alte concursuri și de ce mai sunt, văd, careva bonusuri, nu știu pe ce le-am primit. Deci ce va fi? Deci se vede că încă ceva va fi cu invitatul, văd că pentru 10 invitați, pentru 20, 30 tot va fi careva sarcini. Până când ce am făcut e cu VR de la mine. Deci intrați în activitatea mea. Uitați-vă ce puteți face, îndepliniți sarcinile și acumulați puncte. Mă refer la cei care au făcut înregistrare în 2018. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.